Mihai, astăzi ați pierdut cu scorul de 2-1 la Spring după ce ați condus pe tabela de marcaj până în 80. Cum a fost jocul? Un joc care cred că l-am dominat, cum ai spus, până în 80. Am avut, sunt mulțumit și de jucători, ce atitudine a avut, și de nou venit de Surd, care a debutat azi. Sunt foarte mulțumit. Din păcate, am luat două goluri copilărești. Încă nu-mi explic primul gol cum l-am luat, pentru că a fost o gafă imensă. Nu mai are rost să spun de partea cuie. Am avut trei oportunități la 1-0 în a doua repriză să închidem tabela, să facem 2-0 și meciul era câștigat. Din păcate, ratăm cu seninătate niște ocazii imense și asta ne costă. Tot de un an de zile o dăm pe tinerea sa copiilor, trebuie să se maturizeze mai repede pentru că am pierdut puncte. Un meci frumos cu o echipă care a încercat să joace fotbal aici la Spring. Felicit pentru victorie și nu ne rămâne decât să obținem 3 puncte în meciul următor. Ce credeți că a lipsit astăzi? Puțină șansă, să zic, pentru că golul 1 de Galat inexplicabil și poate o suspectă poziție la golul 2. Din poziția în care am văzut, mi s-a părut că am liber jucătorul de la Spring, cam prea liber, în care eu singur niciun om pe lângă. Da, nu putem acuza nimic. Felicit arbitrajul pentru maniera în care au condus această partidă. Poate și puțină șansă, cu puțină șansă am fi obținut cele 3 puncte. Mulțumesc și multă baftă!